Bun găsit, dragi telespectatori, România în Austria, Austria în România, o ediție absolut specială, cântec și poveste, un amalgam foarte binevenit cu ocazia periplului nostru. Știți foarte bine, ieri am avut două emisiuni de aici, din Viena, de la o poartă maramureșană superbă, care a fost renovată de curând. Cu mare, mare drag vă salut pe cei care ne urmăriți pe TVR Cluj, pe TVR 3 și pe TVR Moldova. Alături de mine, vechea noastră prietenă, Iuliana Dăncuș! Hristos a înviat, dragi români! Bine te-am regăsit, Karen! Ne bucurăm astăzi să fim prezenți în Viena, în sectorul 11, într-o comunitate foarte frumoasă de români. Noi am venit să le aducem un pic din frumusețea României, din ceea ce au ei acasă, la a doua lor casă, pentru că eu cred și sper că încă România este casa lor. Alături de Consiliul Județean Maramureș, alături de care nu s-ar fi putut și fără de care nu s-ar fi putut realiza această acțiune, și de frumoși artiști de la Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Vreau să mulțumesc și eu televiziunii române și canalului TVR Cluj TVR 3, pentru că prin intermediul dumneavoastră noi ajungem în casele românilor, oriunde ar fi ei. Un loc simbolic unde ne aflăm aici la Viena, dragi telespectatori. Lângă noi, Biserica Ortodoxă, slujba s-a terminat de foarte puțină vreme. Iar aici, undeva în spatele nostru, bustul marelui Mihai Eminescu. Da, ați auzit foarte bine, Mihai Eminescu cu bustul său aici la Viena. Noi, Iuliana, cred că ne-am făcut datoria de a începe, a demara acest maraton, pentru că vom avea un maraton de emisie de aici, circa două ore, alături de acești super muzicieni, dansatori, toată echipa ta, tare fainăs, trebuie să-ți spun, de fiecare dată ți-o spun. Veți avea parte, dragi telespectatori, de invitați unul și unul. Iar acum Iuliana Dăncuș își intră din nou în rolul de prezentatoare ca să demarăm această emisiune Cântec și Poveste, ediție specială, anul de grație 2019, Austria-Viena. Dragii noștri telespectatori, dragii noștri spectatori, cum românii și europenii nu pot să fie fără spiritualitate, și pentru că ne aflăm aici la parohia Sfântul Apostol Andrei, a cărui parohie este Părintele Nicolae Dura, noi o să deschidem emisiunea noastră cu o priceasnă interpretată de o fată faină, să spun așa, de la Borșa, Silvia Timiș, care în ultimii trei ani a câștigat foarte multe premii la festivalurile din țară, iar dumneavoastră, cei care sunteți aici, sunt sigură că o veți îndrăgi și o veți invita aici la dumneavoastră acasă în Viena să vă aducă un strop de Românie. Să o ascultăm pe Silvia Timiș cu priceasna La umbra crucii tale. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să din moarte să vii.
tale. Eu vreau să genunchez, căci nu mai tu, Stăpâne, din greu mă liberez, căci nu ce superbă, fantastic. Am văzut foarte mulți oameni aici în jurul nostru, tot mai multă lume se adună aici în această emisiune de la Viena, transmisă în direct pe diferite canale ale televiziunii române. Am văzut foarte multe doamne cu lacrimi dulci. Așa e bine în viață. Mai lăcrimăm, mai râdem, mai aplaudăm. Și noi ne facem treaba, mergem mai departe cu emisiunea. Alături de mine preotul dr. Nicolae Dura, vicar episcopal al Comunității Ortodoxe Române din Austria. Hristos a înviat! Adevărat a înviat și bun venit! M-a impresionat și pe mine indiscutabil priceazna și m-am convins încă o dată, la 2 km și jumătate de la mormântul lui Beethoven, că muzica e divină, cu adevărat, și muzica religioasă... Ați făcut o legătură superbă priceasnă, între Beethoven. Da. La 2 km și jumătate, pe această cărare pe care au venit marii noștri români spre Viena, că este locul care lega răsăritul nostru ortodox de apusul imperial și catolic. Suntem în fața acestei biserici și biserica este un dor și o împlinire a românilor că 100 de ani s-au nevoit să aibă o biserică și iată s-a făcut aici. Și acum 100 de ani puneau românii hramul comunității la Sfânta Înviere, Zur Heiligen Auferstehung. Cred că nu se putea găsi un hram, o ocrotire mai potrivită, mai adecvată, decât să trăim în perspectiva Învierii, chiar dacă suntem de-a pururi la umbra crucii. Foarte frumoase gânduri, părinte, în mod sigur vom continua
pe această linie. Totodată îl salut cu mare respect pe domnul Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. Domnule vicepreședinte, iată, lume multă, lume bună de ai noștri. Ne bucurăm că putem să venim noi din Maramureș și să oferim acest mic dor. Eu sunt un dor, dar doar că mă cheamă dor. Un dor de dar. Un dor. Și mă bucur că putem să realizăm aceste lucruri frumoase împreună cu colegii mei din Consiliul Județean Maramureș, cu cei care ne însoțesc de fiecare dată, cei de la Ansamblu Transilvania, cu meșterii noștri, cei mai iscusiți meșteri populari, domnul Daniel Leș, Maria Zapca și Dumitru Pop Tincu, și cu cele mai bune sococițe, dacă vreți, aha, cele de aici din spate. Un lucru foarte important. De la Pui de Moroșan, așa se numește societatea care astăzi ni s-a alăturat și oferă aceste bucate tradiționale aici în inima Vienei. Până la urmă, este de datoria noastră să încercăm să ne deschidem și Maramureșul de fiecare dată încearcă prin toate proiectele pe care le derulează să strângă rândurile, să adune oamenii, pentru că există destulă dezbinare în țara noastră și noi încercăm prin tot ceea ce facem să îi mobilizăm pe oameni, să îi facem să fie mai uniți. Cred că unirea face puterea și noi trebuie să facem acest lucru. Frumoase gânduri, domnule vicepreședinte, dacă l-ați pomenit pe maestru Leș, văd că dacul liber deja e în toiul acțiunii. La un moment dat, nu o să scap nici tu, Daniel, venim pe la tine cu camera mobilă să vedem ce ne pregătește acolo. Să rămână! Bună ziua! Cum vi se pare această mare, mare întâlnire, această sărbătoare? O surpriză mare. V-au făcut o surpriză mare? Da. Mai ales fetița ta care ne-a cântat să te umpli de lacrimi. Da, așa este. Vedeți, părinte, toată lumea bucuroasă, toți enoriașii dumneavoastră, plin de har, cu aplauzele în mâini. Nu sunt toți enoriași aici, vreau să asta vă vreau, adaug. De asta v-am provocat. Doar la liturghia de astăzi am rugat pe un băiețel care mă însoțea la împărtășane să numere copilașii care au venit la potir astăzi. Astăzi s-au împărtășit în această biserică noastră 97 de prunci ortodoxi români care au primit pe Hristos cel Euharistic. Și ne bucurăm că a fost întrebată doamna de aici, dar mă bucur să o văd și pe o doamnă care a împlinit deja 92 de ani și are un nume celebru. Deși doamnele celebru. N-au vârstă, nu, da, dar ne permite. Aplauze pentru această superbă doamnă. Să rămână! Mă înclin! Pentru că numele este Alba Iulia, tatăl dânsei fiind la Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918 și a propus când va primi o fiică, îi va pune numele Alba Iulia. Și bravo! Mă bucur că e aici. Felicitări! La mulți ani, doamnă! Să ne trăiți! Domnule vicepreședinte, văd că sunteți emoționați și dumneavoastră. Ieri am făcut emisiuni, bine, erau puțin tel mai de alt gen, de altă factură. Atunci n-am prea văzut lacrimi în ochii dumneavoastră. Acum parcă vă încearcă ceva. Sunt lacrimi de bucurie, dar în același timp și lacrimi de tristețe. Pentru că nu e așa aici, când suntem departe de casă, un ochi ne plânge și unul ne râde. Unul ne plânge pentru că vedem foarte mulți români care sunt plecați de acasă și care au găsit să-și facă un trai mai bun aici, departe de casă, departe de cei dragi, dar în același timp un ochi ne râde când vedem că există biserica care îi unește, care îi ține aproape și există oameni care nu-și uită tradițiile, rădăcinile și nu așa, tot mai bine este, fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Încercăm, așa cum am spus, prin tot ceea ce facem să aducem un pic România aici în Viena și nu numai în Viena, noi am fost și în alte destinații europene, dar aș vrea să spun de la început că acest lucru nu l-am fi putut face dacă n-am fi avut aici români adevărați, oameni care să ne sprijine și să ne pună la dispoziție tot ceea ce am cerut pentru ca această emisiune, pentru ca acțiunea de ieri de la sfințirea porții maramureșene, de la reabilitarea porții să fie posibilă. Iar una dintre persoanele
de toată isprava este Ramona Miletici, o româncă de-a noastră, consilier în, în sectorul 11 am avut-o, a primăriei am avut-o în emisiune Viena. Și astăzi vreau să-i mulțumesc și de asemenea părintelui Dura pentru efortul pe care l-a făcut să fie astăzi alături de noi, cum de altfel vreau să le mulțumesc și tuturor colegilor mei din Consiliul Județean Maramureș, celor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, care s-au ostenit să vină aici la Viena să fie aproape de frații noștri. Până la urmă este foarte important să iubim România și România nu trebuie să o iubim doar de ziua națională sau la sărbătorile oficiale. România trebuie să o iubim în fiecare zi și să fim români în fiecare zi, în fiecare minut. Părinte, doreați să interveniți la un moment dat. Mă simt îndatorat că atât de-a stânga cât de-a dreapta și în privirile oamenilor am văzut și am auzit de lacrimi. Și de dimineață, când ne-am îndreptat spre poartă cu prapor și cu cruce, am cântat priceazdă și îmi spunea domnul vicepreședinte că i-au venit lacrimi. Dar cioran al nostru, Emil, spunea că în orice lacrimă ne privește Dumnezeu. Și lacrima este o legătură cu cerul. Și dacă cerul ne binecuvintează cu ploaie, iată că acum ne îngăduie, este o binecuvântare a lui Dumnezeu și prin fiecare lacrimă, spunea cioran al nostru care a trăit în Paris, ne privește Dumnezeu. Ce mare lucru ca și aici departe să avem conștiința că ne privește Dumnezeu, că trăim în comunie cu Dumnezeu și biserica este un loc al comuniunii, cum am încercat să dau titlul acestui album publicat de chiar curând. Am să rog colegii mei să-l prezentăm la cameră. Am văzut și mi-am permis, părinte, ca să-l prezentăm la cameră. Povestiți-ne un pic despre acest superb album. Mi-a venit greu să-i găsesc un titlu adecvat. M-am consultat și cu alții. Am liturghisit și în templul cuvintelor și am găsit foarte potrivit un titlu ca acesta. Biserica, aceasta, orice biserică, e o poartă a cerului, acestui titlu. Biserica, poarta cerului și acoperământul sufletului. Aceasta este biserica pentru noi, acesta este albumul acesta pe care s-au strâns zeci de mii de euro și trimiși toți la copiii sărmani din Moldova și în limba germană și în limba română, pentru că aceasta este biserica și poarta are acoperământ, spuneți umbrar, m-am informat, poarta maramureșară are umbrar și ne ține nu numai de umbră, dar și de ploaie și de vânt, dar biserica este eminamente o poartă a cerului și un acoperământ în același timp. Foarte multe mame văd aici cu copilași, mulți, mulți copilași. Înseamnă că viitorul nu e sumbru, părinte. Am citit de curând că anul trecut, pentru prima oară, în diasporă s-au născut mai mulți copii ai românilor decât în România. Noi ne bucurăm, cum spunea domnul vicepreședinte, pe de o parte, dar eu simt și suspinul satelor noastre care se împăienjenesc și care unde multe case se încuie, am auzit și de biserici că s-au încuiat, nemai fiind oameni. De aceea, fiind în anul jubiliar omagial al satului românesc, ne gândim fiecare dintre noi. Eu însumi mi-am propus cel din tâi și am și vorbit despre asta, ducându-ne de două, trei ori în țară, să încercăm să ne legăm de adâncul satului românesc. Acolo, spunea Goga, care a trecut și el pe cărarea aceasta, că și-a luat doctoratul la Viena, că veșnicia s-a născut la sat. Eu sunt convins că trebuie să ne relegăm de veșnicie, că suntem în împrăștiere, în diasporă sau suntem acasă. Cu toți avem nevoie de unitate, de însuflețire, a trăi în duh și de aceea ne bucurăm și de copiii noștri pe care îi putem păstra în simțirea, în credința și în limba noastră și aici. Domnule vicepreședinte, părintele a ridicat o problemă foarte importantă, spinoasă de foarte multe ori. Ce ne facem, ce facem cu și pentru satele noastre? Cu siguranță că problema ridicată de către părintele Dura este una într-adevăr serioasă. Biserica, așa cum știm, a declarat anul satului românesc în anul 2019, dar Consiliul Județean Maramureș, să știți că are proiecte care sunt dedicate și satului maramureșan în primul rând, pentru că noi suntem maramureșeni prima dată.
Și așa da, și stă bine. Deci, ca să vă spun foarte, foarte clar, un proiect al Consiliului Județean înseamnă, este dedicat revitalizării satului Maramureșan și prin acest proiect, deja, Consiliul Județean al Maramureș a achiziționat 11 modele de case care îmbină arhitectura tradițională cu cea modernă și aceste modele de case sunt puse la dispoziția tuturor celor care doresc să construiască în acest stil, gratuit. Foarte interesant. Asta și proiectul pentru frații noștri care se vor întoarce acasă după ce o să își facă un capital aici în Viena, vor veni cu siguranță. Este de datoria noastră, celor care vremelnic conducem administrația județeană sau națională, să-i convingem pe frații noștri să se întoarcă acasă, pentru că numai împreună putem să creștem valoarea noastră ca și nație. Așa că noi încercăm, ne străduim și aici vorbim de un singur proiect pentru care vizează aceste case tradiționale. Avem un proiect care este în derulare pentru conservarea caselor tradiționale vechi și proiectul se intitulează Adoptă o casă țărănească, tot împreună cu colegii din Consiliul Județean Maramureș, inventariem întregul patrimoniu care încă mai există în Maramureș și care este un patrimoniu tradițional, mă refer la gospodăriile tradiționale și la casele tradiționale, și aceste case vor fi reabilitate și apoi, dacă nu vom găsi finanțarea totală, dacă vreți, din partea administrației județene, casele, odată inventariate, vor putea fi achiziționate, dacă vreți, de către oricine care mai crede și mai are, până la urmă, sentimentul acesta de patriotism local. Gânduri foarte profunde. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare, părinte, domnule vicepreședinte. Cei de la ansamblu sunt deja pregătiți pentru un nou moment, pentru un moment de-a lor. Doamne ajută! Și în mod sigur o să ne mai revedem, părinte. Cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte, în mod sigur. Iuliana, ce ne-ai pregătit? Da, dragii mei, ați vorbit despre casă, ați vorbit despre ogor, ați vorbit foarte frumos despre biserică și satul românesc nu poate să fie fără joc, haine tradiționale, costume și fără cântec. Noi vă invităm la un dans din Maramureșul Voievodal. Apoi Ghiță Breban, Carmen Ștesco și Silvia Timiș vor interpreta melodii și hor frumoase din Maramureș pentru toți românii care sunt prezenți aici. Eu vreau să-i salut pentru început și să-i rog să ridice mâna sus, să strige tare pe cei care sunt din Moldova. Da, uitați că avem oameni faini din Moldova pentru că maramureșenii, în urmă cu sute de ani, au plecat din Maramureșul Voievodal în Moldova să pună bazele unor comunități frumoase. Așadar, dăm drumul la joc și voie bună cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania.
era măi. Ei, hai, când să mărităm în dramă, când să mărită ce hâdă, măi, dorule, dor. Hai, nicio cecheră nu cântă, măi, dorule, dor. Când să mărită ce hâdă, măi, dorule, dor. Hai, nicio cecheră nu cântă, măi, dorule. La joc, măi. Ei, hai, până n-avem struț în clop, măi. Până-mi e stăpă ureche, măi, dorule, dor. Ai și mai suntem dragi la feche, măi, dorule, dor. Până-mi e stăpă ureche, măi, dorule, dor. Ai și mai suntem dragi la feche, măi, dorule, dor. Lui juca, măi. Ei, hai, numai-n ciudă la mândra, măi. Că s-o lăudat în sat, măi, dorule, dor. Hai că mă ține-n lanț legat, măi, dorule, dor. Că s-o lăudat în sat, măi, dorule, dor. Hai că mă ține-n lanț legat, măi, dorule. Măi, dorule, dor. Și-o-i scăpa din legătoare, măi, dorule, dor. Hai că s-a sprude picioare, măi, dorule, dor. Ei, hai, eu la joc mă duc orind, mă. Am rând, mă. Când îți cu feciori în roată, măi, dorule, dor. Hai, mândra, degeaba m-așteaptă, măi, dorule, dor. După joc și veselit, măi, dorule, dor. Hai, altă siream la iubit, măi, dorule, dor. Te adoro, reamă, măi, doamne.
seară e joc în sat. N-am petele să mă gat, nici mărgele de purtat, mă. Mâine seară e joc în sat. N-am petele să mă gat, nici mărgele de purtat, mă. Spus-o-i a mami să-mi dăie câțiva lei să-mi iau mărgele, să mă duc la joc cu ele. Valei să-mi iau mărgele, ca să-ți iau faină cu ele. Ei, hai și iară, hai! Dar mi-a dat mama 2-3 lei, ce Doamne să fac cu ei, mă? Mâni târg din sus de gară, mi-o-i dat vaca și-o cheală, să-mi fac bani de cheltuială. Mâni târg din sus de gară, ciurcei cu pietricele, supărarea mamii mele. Mi-o-i lua roșii mărgele și ciurcei cu pietricele, supărarea mamii mele. Ei, dar nu-i bai că m-a sfădit, eu la joc moile cu izmă. Mărg la joc mai e cu sară, chită din cale afară, vechile îs foc și fară. Mărg la joc mai e cu sară, găchită din cale afară, vechile îs foc și fară. Și să uită rălile, cum mi se învârt poalile, și-n sclipesc mărgelile, mă. Și să uită poalile și sclip de smărgelile, mă. Ei, hai și iară, ha! Dar mereți fete și jucați și grija nu mi-o purtați, mă. Din acas jocul să gată, mă, muca în brag mă așteaptă cu coada de la lopată. Din acas jocul să gată, mă, muca în brag mă așteaptă cu coada de la lopată. Adă-mă major bile, ne-am făcut făcutile, am rupem ciomchile, mă. Bate-mă mamă de vre, ne-am făcut făcutile, am rupem ciomchile, mă. Bravo, aplauze pentru acest ansamblu superb, chiar și pe această vreme, așa puțin cam furtunoasă, dragi telespectatori, aici la Viena, în Austria. Nu ne pasă de ploi, nu ne pasă de frig, nu ne pasă de zăpadă, de nimic, pentru că suntem între ai noștri și ne simțim tare, tare fain, tare, tare bine. Mergem mai departe cu noi invitați, două doamne, doamna Lorena Jurj, antreprenor de aici, din Viena. Sărut mâinile! Bună ziua! Și doamna doctor Irina Nicoleta Duranițu, sărut mâinile cu o fetiță superbă, pentru că am auzit că astăzi aici în Austria se sărbătorește ziua mamei. Bună și... ziua, asta este corect. Și a venit fiica dumneavoastră pentru că vă sărbătorește pe mămica. Corect, una din cele trei, a doua e aici. Una din cele? Trei. O, nu avem atunci probleme. Da. Bravo tăticu care stă cu aparatul foto acolo, mersi tare mult. Cum o cheamă pe cea micuță? Sânziana. Cum? Sânziana. Sânziana. Da. Bravo. Dar și dumneavoastră întrebați de două ori, dar austriecii pentru că nu prea pot să pronunțe. Am întrebat de două ori ca să... sunteți doar surprins. Că da, se... da, da, surprinderea se m-a... Se pomenește și aici, da. Deci chiar și în, pentru că ați întrebat de nume și ați reacționat așa, aș vrea să spun, când eu m-am gândit împreună cu soțul cum să o numim, mulți din apropierea noastră au spus nu cred că e bine să o numești așa pentru că nu poți să-l pronunți austriecii și am zis
eu vreau să aibă un nume românesc și mai bine corectez pe fiecare decât să mă gândesc cum ar fi bine pentru cei din jur. Ca la mine spuneți de două ori, ca să înțeleg, ca să înțeleg și eu. Spuneți-mi, vă rog, de unde sunteți deloc? De la Sibiu. De la Sibiu? Da. Când ați ajuns aici, în Austria? Acum 29 de ani. Păi dar n-aveți nici 18. Aveți 18 ani? Da. Am crezut că n-aveți și vreți să mă testați pe mine. Bun, plecată din Sibiu, ajunsă direct aici, în Austria, la Viena? Nu chiar direct în Viena. Ați avut o buclă pe undeva? Da, prin Steiermark, prin Burgenland și apoi am venit cu părinții la Viena. Pot să vă întreb, dacă nu sunt foarte indiscret, cu ce vă ocupați? Am o florărie de trandafiri criogenați. Acum, din nou, a doua oră o să întreb. De care trandafiri? Trandafiri criogenați. Voi știați de chestia asta, că există astfel de trandafiri? Dumneavoastră, da, doamnă, pentru că sunteți versată. Dar i-am întrebat pe moroșenii noștri ca să nu rămân eu singur cu neștiința mea. Și de ce chiar acei trandafiri v-ați ales? Sunt trandafiri adevărați, dar au o durată de 10 ani, chiar și 20 sau 25 de ani. Deci v-ați rezolvat afacerea pe următorul sfert de secol, da? Cum merge afacerea? E cam proaspătă, din 25. Adică e o nișă bună, da? Nu se prea practică. Doamna Dura Nițu, deloc? Din Sibiu. Tu l-ai veto. Toată lumea la masa aceasta din Sibiu. Bravo! Ajunsă când? Acum 26 de ani. Da. Da. Și am... Poveste de dragoste? Nu. De ce ați spus-o așa? Foarte hotărât la 11 ani nu e vremea pentru povești de dragoste, dar chiar 7 ani mai târziu l-am cunoscut pe soțul meu și iată... A și plecat. Nu știu de acum acolo. A, uite-l, alături de părinte. Exact. Și de 20 de ani suntem împreună. Avem trei fetițe. Trei fetițe, frumos. Da. Și el român? Somnic, Sânziana, somnic. Trebuie să te culci de amiază, nu? Pe la ora asta se cam culcă. Cam pe la ora asta, dar am spus, e o zi importantă și noi dormim mai târziu. Cumințele, fetele? Foarte cumințele. Da? Ca și mama și tata lor. Păi, se vede, tatăl este foarte tühtige, echtige, da? Tăcut, cine conduce toată afacerea numită căsnicie? Cine? Păi trebuie să-l întrebați. Cine a fost cu ultimul cuvânt la Sânziana? Așa va fi. Cine a fost? Sânziana. Cine a fost? Sânziana a spus așa. Mama. Și cred că așa și este. La dumneavoastră pot să vă întreb, copilași? Încă nu. Încă nu. Ați pus un accent foarte puternic pe încă, dar în curând. Prieteni? Români? Da. Austrieci? Da. Nu, român. Da? Și când ieșiți la o cafea cu prietenii români, da? Da, și cu prieteni austrieci sau de altă nație. Întreb pe toată lumea și n-am cum să nu vă întreb și pe dumneavoastră, stimate doamne, unde este acasă pentru dumneavoastră? Pentru mine este greu? Acasă aici. Da. Dar tot timpul merg cu cel mai mare drag în România. De câte ori pe an, aproximativ? De Paște și de Crăciun. Și în afară de asta? În afară de asta pot să spun că merg de vreo 5-6 ori pe an în România. Cât mai am... Afacerea ați lărgit-o și către România sau este loco? Doar aici. Doar aici. Da. Dumneavoastră am înțeles din documentarea pe care am primit-o de la producătoarea emisiunii că sunteți antropolog. Deci eu am absolvit mai multe studii la Viena, printre altele antropologie, drept și pedagogie religioasă și doctoratul tocmai în domeniul acesta și chiar cu... Care domeniu? Antropologie. Antropologie. Exact. Și chiar cu specializarea sau și chiar tema lucrării de doctorat în legătură cu integrarea noastră în societate și mai ales ce... Și v-ați dat ca exemplu și pe dumneavoastră? Eu nu m-am dat pe mine ca exemplu, dar pe... oameni vrednici și harnici din comunitatea noastră. Soțul de unde este? Soțul este din Caransebeș. Nu a vrut să participe ca
cum se numește, ca... Ca și persoană intervievată. Cine? Dar a reușit soțul meu. Dar a reușit pare, totuși. Doamnă, stați că v-ați scos acum. V-am întrebat cine dictează acolo în casa aceea. V-ați așezat azi dimineață la cafea, v-ați uitat la domnul așa puțin mai îndelung și ați zis așa: eu, adică dumneavoastră, adică mă duc la emisiune. Numai ca să vă spun adevărul, eu chiar l-am întrebat azi dimineață, am spus: Adrian, nu vrei tu să stai în față? Mai bine el, fiind acum în Austria, cred că tot da, cred de că 20 și ceva de ani, dar este avocat la Viena. Cred cu că cabinetul... e problemă de accent, cum l-ați întrebat azi dimineață pe domnul Andrei. Așa-i că nu vrei tu să participi la emisiune? Și Adrian a zis: nu, nu vreau să particip, la să mergi tu. Acasă, ești reprezentanța. Acasă la dumneavoastră? Trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră unde da. Este. Acasă pentru mine este, mie îmi place să spun, pentru că tocmai și ca antropolog este întrebarea care pun celor cu care vorbesc despre integrare. Deci pentru mine personal acasă e tot timpul acolo unde e familia mea. Și familia mea este mai mult decât familia biologică, sunt chiar și cei care îmi sunt aproape și care mi-au fost aproape, deci români, austrieci, persoane care au știut și să mă susțină. Și în momentul susțină... de față televiziunea română. Exact, permite-ți-ne, neapărat. Permiteți-ne să vă fim și noi alături în această mare, mare familie. Corect, și deci asta înseamnă acasă pentru mine. Frumos, foarte frumoase gânduri. Spuneți-mi, vă rog, identitar vorbind, tinerii români de aici își păstrează identitatea neciorbită, își păstrează tradițiile acasă și în comunitate, bineînțeles? Da, chiar și le păstrează. Deci... Ce înseamnă această păstrare? Opa, ce s-a întâmplat? Un exemplu? Din ceea ce asta fac e, eu. Sunteți dumneavoastră cu... Da. Oh, stați ca să arătăm la cameră ca așa. Unde? Iată-o cam... Aici, domnul Cosmin, vă rog să... Povestiți-ne ceva despre acest... Cum se numește? Nu-i buchet, ce-i? Nu-i o cutie. O poezie, o poezie. E o cutie cu trandafiri, curcubeu, criogenați. Nu miroase. Nu miroase. Din de ce păcate nu miroase? Nu. Din păcate nu miroase. Dar este ceva fantastic. Este o artă. Doamnelor, domnilor. Deci cu asta vă delectați dumneavoastră și mai faceți și bani din treaba aceasta. Da, exact. Și pentru deci, diferite evenimente peste tot pe unde sunteți invitată sau sunt comenzi. De unde vă vin cele mai... Din ce zonă? Mirese... divorțuri, că și la divorț am înțeles că se mai dă un buchet de final, nu? Da, deci la mirese așa ceva încă nu am vândut, deci nu ca și aranjament, dar pentru zile onomastice, am înțeles. Cum a fost și astăzi. Bravo, doamnelor, sunt mândru că am stat alături de dumneavoastră în această emisiune. Sânziana cred că trebuie să se culce un pic de după masă, deja își cunoaște foarte bine numele. Mergem puțin la domnul care este de Olar. Da, dacul liber. Știți, al nostru, uită-l. Da, și după aceea mergem la Nani. Imediat o să mergem pe la el. Mulțumesc foarte mult că ați participat la emisiune. Multă, multă baftă în tot ce faceți, lucrați, gândiți aici în Austria și nu uitați niciodată rădăcinile și treaba cu acasă. Mulțumesc tare mult, felicitări pentru aceste minunate flori. Mergem mai departe. Colegii mei au descoperit o știre inedită, dragi telespectatori. Este vorba despre teiul lui Eminescu. Iată știrea, revenim. Teiul lui Eminescu din inima Vienei bucură trecătorii cu verdele crud al frunzelor care i-au inundat coroana în luna mai. Românii din Viena au dorit ca acest copac simbolic să fie plantat în Stadtpark, parcul central prin care Mihai Eminescu străbătea zilnic în anii studenției drumul de acasă spre universitate. În 2017, Asociația Mihai Eminescu a plantat un lăstar adus tocmai din renumitul tei din Iași. Împreună cu Primăria Iași, am dus de la Iași, din parcul Copou, iată un vlăstar din teiul lui Eminescu, recoltat și adus cu transportul de grădina botanică din Iași. L-am sădit pentru
ca noi, comunitatea românilor din Viena, ne dorim cu tot sufletul ca Eminescu să rămână peste veacuri aici, în capitala culturii. La câțiva metri în fața tăiului abia înverzit a fost montată o placă comemorativă. În acest parc este singura piatră, deci singurul monument, pentru că pentru noi români Eminescu înseamnă foarte mult, îl iubim foarte mult, vrem să rămână aici peste veacuri și ne-am gândit că cum putem mai mult să-i cinstim memoria decât prin a face lucruri mărețe, așa cum el a lăsat în urma lui pentru noi țara românească. Marele poet Mihai Eminescu este omagiat și printr-un bust amplasat în fața Bisericii Ortodoxe Române din Zimmering. Da, el a crescut și iată, a înverzit. Chiar acum mă minunez foarte mult cât de mare a crescut. Că a venit foarte, foarte micuț, dar cu dragostea noastră și cu dragostea celor care vin în fiecare zi să-l viziteze, pentru că aici, cum dumneavoastră observați, este un parc care este foarte, foarte frecventat. El crește, pentru că nu este singur. În acest parc, el este cu noi, cu comunitatea românească, care îl iubim și îl îndrăgim tare mult. Mă apropiu tiptiluț de dacul nostru liber și tare mândru și țanțoș. Daniel Leș, ce se întâmplă aici? Dă mâna! Vrei să dai mâna cu mine? Mai bine mă gândesc și după emisiune, bine? Ok. Nu sunt decât o mică piedică în calea plecării și invit pe toți românii să cugete mult la ceea ce au lăsat acasă. Acasă e acasă. Dacă ele am sfințit o poartă maramureșană, este că am vrut să lăsăm un semn de aducere aminte în Viena. Să știe că suntem creștini care se poartă și poartă portul românesc după rânduială. Nu fac decât să duc mai departe un meșteșug care l-am învățat de la tata. Adică olăritul. Olăritul, dar totdeauna cu sfințenie mai apropiu de acest pământ pe care îl plămădesc, pentru că în acest pământ sunt dacii liberi din Maramureșul istoric și îi vom făuri și îi vom duce în toată lumea să le spunem că de acolo a pornit civilizația. Chiar dacă noi suntem puși puțin la colț, dar vreau să vă spun, rânduiala, portul, cumințenia, biserica, hainele, tot ceea ce ne reprezintă, spune despre cumințenia noastră. Foarte frumoase gânduri. Cam în timp, ce înseamnă o astfel de lucrare la care lucrezi acum? Vom face o oală de pus laptele la prins și telespectatorii noștri, unii dintre ei încă mai știu cum se mănâncă lapte acru din oală de lut, cum se bea apă din tunucior de lut, cum se mănâncă sănătos și se trăiește sănătos. Nu trebuie multe ca să fii fericit. Sfântul Augustin spunea, făceți-vă bucurii mari din lucrurile mici. Sunt doar o mic țepuș, dacă vreți așa, în calea acestui tăvăluc numit consumerism. Haideți să nu mai mâncăm din plasticuri, haideți să mâncăm din oale de lut, haideți să trăim frumos, să ne îmbrăcăm frumos și să ne petrecem așa cum trebuie. Mulțumim pentru invitație! Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, Daniel Leș! Succes pe mai departe! Doar atât, unde te găsește lumea dacă dorește să bată la ușa ta? La poalele Gurtăiului, pe oricine întrebați de pletosul ăla, dacul liber, unde e casa olarului. Și mă aflați. Mulțumim tare mult, dragi telespectatori. Toți cei care n-au văzut până acum, s-a realizat de către TVR Cluj un documentar despre acest minunat dac liber. Colegii mei, Mihaela Ilea și Cristian Balaș, au fost făptuitorii acelui film. Căutați-l, găsiți-l și aflați mai multe despre Daniel Leș. Iuliana, ai cuvântul. Mulțumesc, Karen. Dragi telespectatori, dragi spectatori, dragi români, eu am o problemă. Am adus aici în Viena un fecior mândru și mi-a zis acum că el nu mai vine acasă, că și-a găsit o drăguță aici. No, e vorba despre Radu Pongraț și el a cântat, dar îmi promis că vii cu ea acasă. Normal, normal, o să vin cu ea acasă, o duc la mama acasă. Și o iau din nevastă. Deci, el va face nuntă și, uite, noi ne îndeplinim misiunea, aducem românii din Viena înapoi acasă. Eu am aflat, e o mândră tare, faină, ghinuaș, dar ai grijă, e o șancă, ai grijă de ea, dar până atunci noi mai jucăm un pic, mergem în Țara Lăpușului, o zonă foarte, foarte frumoasă, încă tradițională, iar apoi ne cântă Radu, fain, Radu Pongraț, Silvia Timiș și Carmen Ștețco. Dragii mei, vă rog să dansați și dumneavoastră alături de noi, că de-aia am venit aici, la dumneavoastră, văd acolo o doamnă îmbrăcată foarte frumos, cu o haină din zona Olteniei. Salutăm și oltenii, da? Hai să auzim oltenii tare. Care sunteți aici? Că pe moldoveni am salutat și vă invităm la joc.
prin poduri de mulți am, măi, dorule, dorule, mult i-am dat și tot mai am, măi, dorule, dorule, și din cât ar rămâne, împărți oi cu ea vremă. Și din cât ar rămâne, împărți oi cu ea vremă. Din ocolul plin de tăte, măi, dorule, dorule, oricât dau mai îți bugăte, măi, dorule, dorule, că trudind am fost crescut și de tăte mi-am făcut, măi. Că trudind am fost crescut și de tăte mi-am făcut, măi. Nimeni nimic nu mi-a dat, măi, dorule, dorule, nici din cer nu mi-a picat, măi, dorule, dorule, câte grele am tras pe lume, n-a fost nimeni lângă mine. Câte grele am tras pe lume, n-a fost nimeni lângă mine. Dacă-o văzut Dumnezeu, măi, dorule, dorule, că nu ziță de om rău, măi, dorule, dorule, ni le-o dat care-s mai bune, eu le-am împărțit la lume. Ni le-o dat care-s mai bune, eu le-am împărțit la lume. Mult i-am dat și tot mai am, mi prin podul de mulți am, măi. Mă gândim, măi, dorule, dor, că ei nu mor prețui, vai, inimă, vai. Nu mă duc, bade, până sat, măi, dorule, dor, altă gură ca să mă cat, măi, la altă dulce gură, vai, inimă, vai. Badeam eu cu ochii verzi, măi, dorule, dor, spune-mi ce te socotești, măi, dorule, dor, că dacă nu nici nu mor, nici noi trăi, vai, inimă, vai. Nici nu mor, nici noi trăi, măi, dorule, dor. Ba mai rău, măi, pedepsă, vai, inimă, vai.
Stai, Karen, stai pe acest ansamblu superb, dragi telespectatori. Ne aflăm la Viena, în Austria, ediție specială Cântec și Poveste. Avem ce povesti cu oameni minunați, oameni foarte frumoși aici în capitala Austriei. Ne puteți viziona în continuare pe trei canale ale televiziunii române, TVR Cluj, TVR 3 și TVR Moldova. Alături de mine, în minutele care urmează, domnul magister Mircea Grosu. Ce înseamnă magister, vom afla în câteva clipe. Domnia sa este pensionar, dar are o poveste minunată, foarte frumoasă, foarte interesantă. Și totodată, domnul Alexandru Petrescu, din domeniul IT, cei care sunt clujeni știu foarte bine acel boom de la Cluj cu care se mândresc clujenii pe Valea Someșului.
Dacă au venit mulți IT-ști tineri din România către Austria, vom afla de la domnia sa. Domnia sa este și managerul unui concern internațional. Bună ziua, domnilor! Răbdăm frig, dar ai plăcut frigul bună ăsta, ziua, nu? Bună ziua, plăcut. Facem față, facem față. Vă întreb... Ne încălzește muzica. Da, vă încălzește... Vă place muzica populară? Ne place. Grozav. De unde sunteți, de fapt, deloc? Din București. București. Tot București. Tot București. A venit capitala către noi. Foarte bine. Spuneți-mi, vă rog, stimate domn Mircea Grosu, magister. Magister. Când aud magister, am citit magister, nu știu, așa, vizual mi-a apărut așa o costumație specială, nu știu de ce. Nu este deloc dramatic. Eu sunt de 47 de ani în Austria și, practic, în România am studiat istoria. Și deci sunteți istoric la bază. Sunt istoric. Și pentru că nu am putut să-mi fructific cunoștințele, pentru că doream mult să lucrez la Biblioteca Națională Austriacă într-un domeniu special, m-am reprofilat, am făcut un curs de computere de EDV și am început să lucrez în 1973 la Casa de Pensii, unde am lucrat exact 30 la de ani. La Casa de Pensii? Casa de adică Pensii. Adică pe unde v-ați pregătit terenul pentru pensionare. Am pregătit terenul, cum spui dumneata, și studiind și dând niște examene care erau necesare de ordin administrativ pentru firma respectivă, mi-am dat seama că dacă îmi nostrific diploma în Austria, atunci vor fi recunoscuți 5 ani de muncă pentru drepturile de pensie. Și de aici e titlul de magistru. Și v-a ieșit paciența? Totul așa conform strategiei? A ieșit perfect, a ieșit perfect. Și sunt de 16 ani la pensie, dar în continuare activ pentru un concern în probleme de asigurări și de finanțări. Sunt chiar mândru, 52 de ani de muncă. Bravo, la mai mare, la mai mulți. Domnule Petrescu, în deschiderea discuției noastre am pomenit de IT-știi clujeni. Acum am zis-o și eu, pentru că eu sunt clujan. Știți foarte bine de ce se întâmplă la Cluj, pentru că lumea aceasta a IT-știlor este, cum să zic, foarte specială. În special pentru mine, care o boabă nu cunosc din acest domeniu. Spuneți-mi, vă rog, unul la mână. Știți foarte bine despre ce am povestit, acest boom care este în plină desfășurare în lumea IT-știlor, cu precădere tineri și foarte tineri din România, din Cluj, din nou subliniez, au venit și către Austria, mulți tineri români talentați. Da, există foarte mulți români în domeniul IT-ului. E adevărat, primii care au venit la începutul anilor 90 nu erau din Cluj. Clujul a preluat ștafeta de la București. Mulțumesc foarte mult că m-ați corectat, pentru că aveam nevoie de această corecție. Dar este normal, pentru că societatea se schimbă, viața se schimbă, această digitalizare a vieții pătrunde peste tot. Pătrunde și a și preluat foarte mult. Cred că nu mai există domeniu de activitate unde să nu avem nevoie de computere, de IT, și este normal să existe foarte mulți tineri care lucrează în acest domeniu. În ultimii 5-6 ani, specialiștii români au început să vină în Austria și sunt recunoscuți din ce în ce mai mult. Deci e școală bună, da? Este o școală bună. Școala românească. Școala românească. Este o școală asta, foarte bună. Asta ziceam și eu. Și se fac din ce în ce mai multe colaborări între firme austriece și firme de IT puternice în România, nu numai în Cluj, chiar dacă Clujul are o poziție privilegiată, dar și în alte zone ale României. Acum, din câte știu, Iașiul crește foarte mult în acest domeniu și există încercări de a începe colaborări între firme puternice austriece cu capital să înceapă colaborări în România. Austria vine cu capitalul, cu banii materiali, iar românii vin cu know-how. Capitalul de know-how. Am inteligența. Inteligența. Slavă Domnului, avem multă inteligență în România. Așa. Românii sunt un popor foarte inteligent. Așa e, domnul Grosu? Vă întreb ca și istoric. Da, vă rog. Ca și istoric. Da, da. Poporul român, un popor inteligent. Este și trebuie să-l susțin pe dânsul. Școala românească e o școală foarte bună, sau pot să spun că era. Eu am terminat liceul în anii 60 și pot să vă spun că m-a ajutat enorm ca să prind pas în Austria. Deci, spuneți-mă, cum v-ați integrat? Ați venit aici? A fost greu?
dacă spune mental, psihic. Mental nu neapărat, dar nu a fost ușor, pentru că nu trebuie uitat, limba germană e o limbă care are puține afinități. Nu cunoșteați limba când ați venit? Absolut deloc. Dumneavoastră, domnule Petrescu, ați cunoscut limba? O studiasem 3 luni în clasa a 4-a de școală generală, mai mult nu. Atât. Dar viața te ajută. Făcut franceza. Deci e o limbă foarte grea și adevărul este că prin străduință, prin ambiție și prin perspicacitate se poate învăța totuși și stăpânirea limbii germane te ajută enorm în procesul de integrare. Cum ați fost primit de către colegi, de către viitori prieteni, colaboratori? Pot să vă spun cu mândrie, la casă de pensii am lucrat, să nu mă înțeleg, foarte, foarte conștiincios și am avut satisfacția. În multe situații am fost tratat mai bine ca un coleg austriac de șefii mei. Asta vă spun cu toată sinceritatea. Foarte interesant ce spuneți. La dumneavoastră, cum a fost povestea, domnule Petrescu? O poveste frumoasă? Nu. Ați dat un nu foarte hotărât. Ia să vedem de ce. Deci eu am venit în Austria în 1990, imediat după Revoluție. Plecat din țară, intenția de a pleca din țară a fost deja înainte de 89, deci de-aia am spus un cu supărare mare ați plecat din țară? La vremea aceea plecai cu supărare. Da. Și din alte motive pe care le-ar alege astăzi cineva care se hotărăște să plece din țară. Dar vorbind despre integrare, pot să spun că chiar Austria, din punctul ăsta de vedere, este o țară ușoară, între ghilimele, având în vedere că o parte a României a fost parte din Imperiul Austro-Ungar, există anumite legături și afinități. Și din acest punct de vedere, românii sunt acceptați sau primiți altfel între austrieci. Eu sunt de 29 de ani aici și nu am avut niciodată simțământul că aș fi tratat altfel decât ca unul de-al. Foarte bine, foarte pozitiv ce spuneți și e bine de auzit, chiar dacă ați plecat cu supărarea la purtător din România. Așa era la momentul. Așa era. Dumneavoastră ați fost vreodată supărat că sunteți român aici de către cineva? Poate cu mici excepții am legături foarte bune, am buni prieteni austrici, dar la început cu autoritățile în lucruri care sunt totuși nu hotărătoare au fost poate mici probleme, dar nu de așa natură ca să mă împiedice să-mi fac drumul meu. N-ar fi corect. Domnule Petrescu, care ar fi, pe scurt, mesajul dumneavoastră către IT-știi tineri din țară, din România? Cunoașteți foarte bine felia aceasta, nișa aceasta foarte importantă. În mod sigur aveți atâția ani în spate, aveți un mesaj către tineri? Da, mesajul este să nu accepte să dezvolte cod dat de alții și să încearcă să-și pună în valoare ideile lor și să-și creeze propriile produse. Foarte bun mesaj, vă mulțumesc. Dumneavoastră, către tinerii români care stau pe gânduri, stau în cluburi, stau în baruri, stau în fața laptopului, stau în fața telefoanelor, dacă se poate, 3 deodată în mână, în autobuz și vine o doamnă mai în vârstă, vine un senior, nici măcar locul nu îi oferă, pentru că e prins acolo, domnule, trebuie să butoneze. Ce le transmiteți? Această situație nu era pe vremea mea, trebuie să spun că am o anumită dezamăgire, asta e o problemă generală a tineretului, nu numai în România, este poate și aici, bineînțeles. Mesajul meu ar fi pentru România și pentru tineret să se înceteze cu această dezbinare în țară. Țara are nevoie de unitate și exemplu trebuie să-l dea oamenii politici, pentru că este inadmisibil. Nu facem politică în emisiunea Cântec și Poveste. Atunci oamenii care au răspundere pentru țară. Scuzați-mă că v-am tăiat graiul, cum se spune pe la noi. Nu vreau eu, uite, nu vreau eu să fac politică. Nu am nicio problemă. Venim data viitoare, facem un talk show politic și vă invit. E în regulă, sunt chiar foarte interesat la politică. Mulțumesc foarte mult, baftă multă în tot ce întreprindeți. Doamne ajută. Domnule magister, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe. Iuliana, ești prin zonă? Da, dragă ești Karen. Prin zonă? Uite, da. Oamenii văd că se simt tot mai bine și mai bine la capitolul degustări și îmi place că, așa că, cum de obicei se întâmplă, că se duce
că se duce omul la o degustare, uită să mai vină înapoi. Dar românașii noștri văd că se duc acolo și mai vin și înapoi să aplaude. Hai, Iuliana, să te auzim. Dragii mei, ați văzut mai devreme acolo, în spatele colegului meu, Karen, pe doamna Andreea Petrescu. Și v-am spus la ultima mea intervenție că este aici o doamnă în public care are pe ea o piesă din costumul tradițional românesc, un dulman pe care, ca și model, l-a purtat și Regina Maria. Am discutat cu doamna și mi-a spus că această piesă vestimentară a fost fabricată de către bunica ei pe la 1900 și ceva, a recondiționat-o și că a îmbrăcat-o astăzi pentru o ocazie specială, pentru a ne întâlni pe noi, pentru a se întâlni cu acești frumoși oameni. Îi mulțumesc în numele artiștilor din România și a muzeelor etnografice pentru că are grijă și poartă cu mândrie această ținută extraordinară care Regina Maria a pus-o la loc de cinste și poate a ajutat România într-un moment deosebit pentru că anul trecut am împlinit 100 de ani de Românie frumoasă. Dar am întâlnit aici și oameni frumoși, pe domnul Dorel. Bună ziua, Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Foarte emoționat și a venit la mine și cu o rugăminte. M-a rugat frumos, dacă putem, să-i cântăm o melodie. Interesant, dumneavoastră sunteți timișorian și ne-a cerut o melodie din Maramureș. Și noi am pus la cale să vă facem bucuria aceasta, să vă împlinim dorința împreună cu tinerii noștri soliști frumoși, așa, Radu Pongraț, Carmen Ștesco, Ghiță Breban și Silvia Timiș, să vă cântăm această melodie frumoasă, care om își lasă satul. Cine își lasă satul lui? Ardă-l para focului. Cine-și lasă satul lui, măi? Ai cine-și lasă satul lui, măi? Păi ardă-l para focului, ardă-l para focului. Cine-și lasă satul lui, măi? Dar nu-l ardă tare, tare. Dar nu-l ardă tare, tare. Ai că și-l lasă fiecare, că și-l lasă fiecare. Dar nu-l ardă tare, tare. Mulțumim, dragii noștri! Dedicăm aceste cuvinte frumoase tuturor românilor de aici și vreau să vă transmit un mesaj. Nu ne este greu. Greu le-a fost bunicilor noștri care au trecut printr-un război, au stat în tranșee ca astăzi noi să avem o Europa liberă și frumoasă. Aici este o Românie frumoasă. Și acasă, noi vă așteptăm întotdeauna cu drag. Nu ați uitat că sunteți români pentru că veniți la biserică, pentru că ne-ați așteptat cu mare drag. Niciodată să nu fim supărați, să avem credință și speranță pentru că cineva ne iubește acolo sus și are grijă de noi. Uitați, dragi români, că astăzi nu ne-a plouat. La meteo se spunea că o să fie ploaie, furtună și nu am putea să facem nimic. Dumnezeu a avut grijă de noi și din Maramureș ne ducem la Cluj cu un dans din Câmpia Transilvaniei prezentat de dansatorii noștri, apoi Răducu și fetele Carmen, Silvia și Ghiță Breban vă invită din nou la joc și la dans, dragi români! Thank you.
dor și dor, și mi-e drag din neamul meu, măi dorule. De la țară zic și eu, măi dorule, dor și dor, și mi-e drag din neamul meu, măi dorule. Că nu-s domnă de la oraș, măi dorule, dor și dor, dar nici slugă la bogați, măi dorule, dor. Mi-a dat bunul Dumnezeu, măi dorule, dor și dor, în viață tăți-am vrut eu, măi dorule. Mi-a dat bunul Dumnezeu, măi dorule, dor și dor, în viață tăți-am vrut eu, măi dorule. Mi-a dat glas să pot cânta, măi dorule, dor și dor, cu drag la tătă lumea, măi dorule, dor. Nu mi-o dat banii să-ntorc, măi dorule, dor și dor, dar nici să duc dorul lor, măi dorule. Nu mi-o dat banii să-ntorc, măi dorule, dor și dor, dar nici să duc dorul lor, măi dorule. Da, bătăr mi-o dat hodină, măi dorule, dor și dor, când pun capul pe perină, măi dorule, dor. Dragă, măi dorule, dor și dor, la om mândru și de treabă, dorule. Când cam o viața mi dragă, măi dorule, dor și dor, la om mândru și de treabă, dorule. Cu cei răi nu mă adun, măi dorule, dor și dor, nici mintea cu ei nu-mi pun, măi dorule, dor. Cu când e cu voia-mi fac, măi dorule, dor și dor, cu lumea bine mă-mpac, măi dorule. Cu când e cu voia-mi fac, măi dorule, dor și dor, cu lumea bine mă-mpac, măi dorule. Încântec mă veselesc, măi dorule, dor și dor, cu lumea bine trăiesc, măi dorule, dor. Încântec mă veselesc, măi dorule, dor și dor, cu lumea bine trăiesc, măi dorule, dor. Și-mi horesc la inimă, hai lume, hai.
Hai, fecior, la tropotit, mai dorule, dorule, și la joc de învârtit, mai dorule, dorule. Hai, fecior, la tropotit, mai dorule, dorule, și la joc de învârtit, mai dorule, dorule. Hai, păi de nu punem costa, cui dăm-n boala lucrului, măi. De nu punem costa, cui dăm-n boala lucrului, măi. Ei, da, și cine ne-a vindeca, de la zice ce era, ai țua, țua, țua. De la joc la crâșmă-n drum, mai dorule, dorule, să petrecem știm noi cum, mai dorule, dorule. De la joc la crâșmă-n drum, mai dorule, dorule, să petrecem știm noi cum, mai dorule, dorule. Hai, păi corincă măgelată, nu iagă măsurată. Corincă măgelată, nu iagă măsurată. Ei, tati, nu iagă-n păhărele, și-o-mi uitanie câte-s grele. Păsară la mândru-mere, mai dorule, dorule, faci-o minimii plăcere, mai dorule, dorule. Păsară la mândru-mere, mai dorule, dorule, faci-o minimii plăcere, mai dorule, dorule. Hai, păi și-o mai întina odată, dacă ne-a-si drag de fată. Și-o mai întina odată, dacă ne-a-si drag de fată. Ei, da, de-o-n zitri mai bine-a-si, numai bine-o nimeri, și-apoi țură mai dumnivă. Așa-i viața de fecior, mai dorule, dorule, de nimnică nu duci dor, mai dorule, dorule. Așa-i viața de fecior, mai dorule, dorule, de nimnică nu duci dor, mai dorule, dorule. Hai, păi nici de crâșmă, nici de joc, și de mândre mai deloc, măi. Dacă-s la noi în sat o droaie, ca ribele după ploaie. Bravo încă o dată pentru acest ansamblu superb, dragi telespectatori. Ne aflăm la Cântec și Poveste, ediție specială din Austria, din capitala Austriei, Viena. Din păcate, trebuie să spun, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei ediții speciale. Lângă mine se află doamna Ramona Miletic. Domnia sa a mai participat și în diferite alte emisiuni ale noastre realizate de aici în direct. Este consilier municipal și ne mândrim cu treaba aceasta. Iată, avem consilieri și peste hotare. Și acest brav domn care s-a înțolit fain de tot este domnul Vasile Moldovan, prefectul județului Maramureș. Sărut mâinile, doamnă, bine ați revenit în sânul nostru, adică în sânul celor de la Televiziunea Română, și la fel îi adresez același salut domnului prefect. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Doamna Ramona, câteva zile pline ați fost alături de noi. Și dumneavoastră, cum vi se pare, dacă trebuie să tragem o linie, această acțiune numită un fel de caravana TVR, Maramureș și Televiziunea Română împreună? Acum, la sfârșit, pot să spun că a fost o acțiune minunată. Sincer, când am luat legătura cu cei de la Consiliul Județean Maramureș, nu am știut la ce să mă aștept. La ce v-ați așteptat, totuși?
la bine, dar nu la atât bine. M-au atât de foarte, foarte bine? De foarte, foarte aplaudați bine. Că eu nu aud aplauze. Așa, mai cu vitamină, mai așa. Bun, dumneavoastră, domnule prefect, comandamentul instituției prefectului ce spune? Eu zic că au fost zile, două, hai să le spun așa, chiar trei, încărcate de emoție, alături de comunitatea românească din Viena și alături de autoritățile din Viena. Care cum ați simțit? O colaborare, mea, da, o colaborare da, ca la carte, nu? Da, la carte. Ne-au acordat sprijin de la primul și până la plecare, imediat suntem pregătiți de plecare. A fost alături de noi, chiar și a fost și domnul viceprimar aici alături de noi, alături de comunitatea ce de românească. Ceva, v-ați spus ceva așa, ce puteți da, să dați din casă, ce i-a plăcut mai mult, i-a plăcut, mâncarea, fetele din ansamblu, mă rog, cine știe. I-a plăcut totul și a apreciat faptul că suntem alături de comunitatea de românească din Viena și că facem ceva pentru ei aici la Viena. Doamna consilier, cum mi se pare, și-a adus un aport în plus acest lucru cu acest turneu județul Maramureș cu televiziunea română aici în comunitatea românească din Austria, din Viena? Bineînțeles, s-au adus un aport extraordinar. Oficialități. Ați vorbit cu cei din comunitate? Da, am vorbit cu cei din comunitate, dar și cu cei din comunitatea austriacă. Ce ne transmit nouă prin dumneavoastră? Probabil au niște idei. Să mai venim, să nu mai venim. Bineînțeles, să venim mai mulți, să stăm mai mult. Vă așteaptă cu plăcere. Eu am idei multe, așa că pot să vi le enumăr. Da. Ne așteaptă cu plăcere? Cu plăcere. Și data viitoare. Au fost atât de încântați de Maramureș, nu s-au așteptat ca lucrurile să deruleze atât de frumos, încât maramureșenii sunt bineveniți oricând în Viena și și-au găsit. Și viceversa este valabil. Chiar am lansat o invitație autorităților locale din Viena pentru aici, a suveni în Maramureș. Scuzați-mă, domnule prefect, și aici există instituția prefectului sau ceva de genul acesta? Aici, de câte am înțeles, că nu există o asemenea instituție, există ceva similar, dar au alte atribuții. Dumneavoastră, cum știți? Exact așa cum a spus domnul prefect. Sunteți la unison, deja știți foarte bine. Despre această... ne-am informat, da. Vă uitați la camera acolo, da? Sunteți din România? Scuzați-mă, hai că mă întorc către dumneavoastră, că aveți și fica, văd, fica dumneavoastră, da? Cum te cheamă? Tu vorbești românește? Da, mă cheamă Alesia. Alesia, și câți ani ai, Alesia? Am 10 ani. 10 ani, mulți înainte. Spune-mi, te rog, tu știai că astăzi în Austria se sărbătorește Ziua Mămicilor? Nu, nu știam. Ia dă acum un pupic de față cu noi toți, mămicii tale. Bravo! Doamnă, de unde sunteți? Noi am venit împreună cu domnul prefect, suntem din Maramureș și însoțim echipa, suntem alături de românii aflați astăzi aici la Viena, alături de noi și îi mulțumim că pe o vreme nu tocmai prielnică au rămas în număr atât de mare comunitatea de români care astăzi a fost la biserică, a rămas alături de noi până la finalul programului și pentru asta îi mulțumim, pentru asta am venit să fim alături de ei. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte minunate. Alesia, poți să o mai pup pe mămica încă o dată? Așa, pentru că merită toate mamele. Revenim în platou, suntem spre finalul ediției speciale. Data viitoare, poate că v-ați făcut deja o idee, stimată doamnă, cu ce ar trebui să mai venim către dumneavoastră. Acum ați avut parte de acest minunat ansamblu de dansuri, cântece populare. Am fost noi. Ce ar mai lipsi așa din peisajul acesta? Consider că nu lipsește nimic, Maramureșul este foarte bine reprezentat și data viitoare îi aștept la fel cu voie bună aici în Viena. Voie bună. Vreau să vă spun ceva, o informație foarte importantă. Aveți ceva pentru noi? Da. Tolba plină, da? Tolba plină. Hai să ascultăm. Domnul Dăncuș mi-a spus că o să rămână astăzi ceva mâncare. Dacă putem să o oferim cuiva. Nu știu dacă ați auzit, ieri a fost un incendiu în Simeric. Am auzit, toată capitala Vienei a fost mobilizată, am văzut. Da, 5 blocuri de locuințe au ars, oamenii au fost evacuați și am întrebat, ok, dacă avem mâncare, ce putem să facem cu această mâncare? Iar Consiliul Județean oferă sprijin pompierilor și bravo, tuturor. O idee nemaipomenită, oameni buni. Așa ceva. Bravo, Maramureș, bravo. Așa că mâncarea Ramona de la Maramureș. Bravo, deci e o chestie către... absolut inedită și ne pare foarte rău pentru acele familii. Domnule prefect,
Vedeți, da. Se mai întâmplă și necazuri. Așa este, cunoaștem necazul celor din Viena și la noi se mai întâmplă lucruri de acestea și e bine să fim solidari în astfel de momente. Maramureșul, cu această ocazie, au făcut un lucru extraordinar. Care este mesajul dumneavoastră, domnule prefect, acum chiar la finalul ediției noastre, către românii de acasă care vor să viziteze Austria și către comunitatea românească de aici? Da, pentru românii de acasă le spun și îndemn să viziteze Austria, să viziteze Viena. Este o țară frumoasă, este un oraș frumos cu locuitori, cu oameni faini. Nu sunt departe de noi, am făcut parte cândva din același imperiu. Viena a fost și capitala noastră, a românilor din Maramureș. Iar pentru cei de aici să păstreze uniți, așa cum i-am văzut și astăzi, am văzut foarte multă lume la biserică, a fost biserica arhiplină și am văzut foarte mulți tineri. Ceea ce înseamnă că comunitatea românească de aici trăiește și este unită. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut, pentru tot sprijinul acordat și de pe partea austriacă și de pe partea maramureșeană. Oameni buni, suntem chiar la final, am să mă alătur Iulianei, sper să o găsesc aici în tumultul acesta. Da, Karen, îți mulțumesc pentru tot. Uite, bunul Dumnezeu ne-a ajutat, n-am avut ploaie, am avut puțin vânt, dar a fost un pic bine, pentru că noi aici la joc ne-am încălzit și, ce să spun, multe emoții și multă bucurie. Da, și la noi la fel a fost cu multă emoție, multă bucurie și iată, avem un invitat absolut special aici la finalul ediției speciale Cântec și Poveste din Austria, din Viena. Trebuie să o spun pe șleau, cea mai vârstnică membră a comunității românești din Viena. Să rămână, doamnă, mă înclin în fața dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți doamna Alba Iulia. Da, eu sunt doamna Alba Iulia. Tatăl meu a fost român mare și eu la fel. Ați stat cap-coadă spectacolul televizat de către noi, că v-am văzut. Cum vi s-a părut? Care este mesajul dumneavoastră către acești minunați oameni din Maramureș și veniți aici? Îmi pare așa de bine și că tineretul ia parte și toți, sigur că luptă pentru asta. Foarte bine îmi pare. Care este mesajul dumneavoastră către tineri, în general? Tinerii să rămână români. Sărumna, doamnă. Și aici și peste tot. Eu am trăit în altă țară, să zic, dar cu sufletul în România. Cu asta ne-a lăsat, gata, mască, cum se spune pe la noi, doamna Alba Iulia. La mulți ani, stimată doamnă. Mulțumesc. Multă, multă sănătate și vă așteptăm și cu ocaziile viitoare când vom poposi noi aici în Austria, în Viena. Vă mulțumesc frumos și eu întotdeauna în concediu trec în România și în timpurile alea mai grele, că am familia acolo, satul vecin, numai granița ne desparte. Mulțumim foarte mult, să vă simțiți bine și pe mai departe. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru tot timpul pe care ni l-ați acordat pe diferite canale ale televiziunii române. Eu vă spun toate cele bune, sănătate multă, la mulți ani România, la mulți ani Austria, Iuliana! Dragi români, în finalul emisiunii speciale din Viena, Cântec și Poveste, un dans din țara Chioarului, invităm pe toată lumea să danseze, vă mulțumim, punte peste timp, punte peste țări, România, Austria, nu uitați că sunteți români, un exemplu avem aici pe doamna Alba Iulia, noi vă iubim, Maramureșul salută România, salută Austria, salută Viena. Sper să ne întâlnim și anul viitor. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit să venim aici.